Cum ar fi o oră de informatică ideală? Sincer, nu am imaginat asta. Nu cred că mi-am pus vreodată problema, vă spun sincer, nu cred că mi-am pus vreodată problema dacă aș avea resurse nelimitate, cum ar fi. Și m-am gândit, din ceea ce am, cum pot face ca lucrurile să fie mai atractive și mai bune. Zilnic ne izbim de ce avem, ce ne avem, atunci nici măcar ne mai gândim cum am face dacă am avea tot ce ne trebuie. Nu mi-o pot imagina fără internet. Asta e prima idee care mă ia. Vine în minte. Îmi vin în cap imagini din filmele science fiction. Totul ar fi simulator. Deci dacă tot ar putea fi așa, ca într-o navă cosmică, ca să zic așa. Ora de informatică ideală pentru mine este să se desfășoare afară. În primul rând, aș vrea să fie extrem de ancorată în realitate. Cu o dotare mai bună, cu mai multe vizite de studiu la firme. Chiar astăzi vorbeam cu colegele, vreau un laborator care să arată ca firmele alea care am fost în vizită. Ar trebui în primul rând să aibă dotări corespunzătoare. În cea mai mare parte îmi place ce se întâmplă acum în învățământul informatic. Îmi place foarte mult lucrul în echipă și ca și proiecte, da? Și cum colaborează copiii și profesorul să-i ajute și să lucreze împreună cu ei. Deci mi-aș imagina proiecte, cercetare. Să am mai multe ore la dispoziția profesorului. Pentru că, în funcție de clasă, să pot să mă duc și pe un curriculum adaptat clasei respective. Asta mi-ar plăcea. Dacă nu există dăruire, dacă nu există comunicare și lucru în echipă, profesor-elev, poți să ai absolut toate resursele din lume. Nu cred că resursele ne duc atât de departe de ceea ce vrem noi, ci mai degrabă mentalitatea cumva și tot ce se întâmplă și la alte discipline și felul în care gândim noi, felul în care gândesc copiii. Adică cumva ele trebuie aduse mai mult așa spre o idee de învățare prin joacă, o idee mai relaxată. Deci cred că tot latura umană este mai importantă și aici resursele sunt infinite.